Înțelegem, domnule Cumelnic, cu faptul că se, descă, se discută în coaliție și despre o comasare a alegerilor în 2024. Aici și domnul Ciolacu și-a spus că a fost mai degrabă o, o discuție informală cu domnul Florin Cățu. În fine, cum stau lucrurile? Cât de avansate sunt discuțiile din acest punct de vedere? Ne gândim la o comasare a alegerilor în 2024? Să știți că, având în vedere că noi în 2024 avem toate cele patru alegeri, europarlamentare, locale, parlamentare, cât și uh, ale președintelui, de alegerea președintelui țării, cu siguranță, uh, cred, ca o părere personală, dacă vreți, ar trebui să comasăm cel puțin două, poate cele locale cu cele parlamentare, altfel să știți că uh, tot anul 2024 va fi pierdut, din păcate. De ce? Pentru că avem perioada de precampanie, uh, uh, perioada de campanie. Ceea ce înseamnă 15 zile cu 30 de zile, 15, cel puțin. Și uh, făcând acest lucru, vă dați seama că tot anul 2024 este pierdut. Discuția a fost, uh, cum a spus și domnul uh, președinte Marceciola, cu uh, decomasarea celor două, decomasarea, să le facem în același timp uh, alegerile atât de primar cât și de uh, parlamentari. Uh, de ce? Poate uh, și din punct de vedere al timpului, poate și din punct de vedere financiar pentru că trebuie să Cu siguranță ne, pentru... ne, va costa mai puțin. Se va lua o decizie, v-am spus, să contăm și mizăm pe faptul că acum este președintele Partidului Național Liberal, domnul Nicolae Ciucă, un om echilibrat, care cred că are în gând și Partidul Național Liberal ne interesează mult mai mult nu știu, creșterea economică, ce facem cu, cu aceste prețuri la energie, la, la gaz decât, nu știu, o ceartă sau o dispută care nu aduce bine nimănui. Unde nu susține, a zis domnul președinte Kelemen Hunor, că ar fi neconstitu neconstituțională comasarea alegerilor locale cu cele parlamentare. E o discuție, să știți, așa cum știm foarte bine faptul că am, am prelungit, având starea de urgență, tot ce înseamnă alegerile locale, le-am făcut în septembrie, le-am făcut în iunie, în anul 2020. Cu siguranță putem face același lucru. E vorba de o decizie politică, e vorba de un vot în, 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 în Parlament, în Camera Deputaților și în Senat și cu siguranță, dacă se dorește, v-am zis, nu e vorba de că avantajează pe cineva sau mai mult sau mai puțin, ci e vorba efectiv poate de faptul că trebuie să și guvernăm. Faptul că avem nevoie de, de uh, un parlament, un guvern, uh, autorități locale, județene, stabile, astfel încât să pună în aplicare acest, aceste proiecte și, uh, v-am zis, legat de timp și de bani. De ce nu și de bani? Acum, dacă frații mai mari vor, nu, în coaliție, UDMR nu are decât să accepte situația. Sau... Da, va fi o decizie. De fiecare să știți, am avut o, o, o lucrare corectă și serioasă și echilibrată în coaliție. Chiar dacă suntem frații mai mari și am venit de patru luni, cu siguranță ținem cont de tot ceea ce se discută și de părerea fiecăruia și venim cu argumente pro și contra. Un debate, o dezbatere și un dialog între noi de fiecare dată a fost posibil și într adevăr cred că vor fi de acord. Trebuie să justificăm foarte bine de ce facem acest lucru și să găsim bineînțeles acel ori trebuie să prelungim poate mandatul primarilor. Vom vedea atunci la fața locului din punct de vedere al legalității. Important să vrem politic, dacă reușim acest lucru cu siguranță vom vom găsi o cale de mijloc și înțelegere în, în coaliții. Dar nu va fi o presiune mai mare pe umerii edililor, să spun așa, care vor trebui să tragă în sus și lista de parlamentare. Am văzut că, de regulă, la alegerile parlamentare, românii nu prea merg la vot. E o realitate. Românii, din nefericire pentru noi, nu prea merg la vot în general. Dacă vreți că au și eu o statistică, la alegerile eu parlamentare sunt cei mai puțini ce vin, după care sunt parlamentare locale și prezidențiale. V-am zis, este din punct de vedere tehnic sau din punct de vedere al, al timpului, vom avea tot anul 2022, 2024 doar în alegeri. Și știți foarte bine că noi, societatea, să dă puțin peste cap atunci când avem alegeri cu atâtea, nu știu, atâtea întâlniri, atâtea meeting-uri, poate atâtea dezbateri, în, într-un moment în care. Anul 2024 este important, este la, o la jumătatea perioadei de implementare a proiectelor europene. Cred v-am zis: găsim, vom găsi o soluție astfel încât să alegem cea mai bună decizie, pentru că, important, v-am zis, lăsând la o parte cine va fi, cum va fi, contează să să implementăm proiecte. Contează să dezvoltăm România, contează să, ca românul, într-adevăr, să se simtă mult mai, mult mai bine și mult mai sigur în tot ceea ce facem noi ca și guvernanți pentru ei.